Spesa. Consigliamo per la freccia. Traffic. Cum apără numele întregi? La ce? A. Dar acum să facem o mică recapitulare despre mulțimi. Cam ce vorbim acum despre mulțimi? Recapitulare. Cunoștințe anterioare. Acum ce am? Avem două mulțimi mari despre care am vorbit, da? Și anume, avem mulțimea numelor naturale care se nota cu N mare și despre cine era vorba, mulțimea numelor naturale, adică numele numele 0 1, 2, 3, 4, da? La infinit. În afară de mulțimea asta numărul naturale, care începea cu 0, are o mulțime tot a numărul naturale, care începe cu 1. Și notăm noi cu ea steluță. Ea steluță, adică mulțimea numărul naturale fără 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la infinit. Am zis, nu știu dacă v-am apucat să vă mai zic, vă mai repet, eventual, dacă nu v-am zis să o zic acum. Practic, de unde aplicați? De ce avem două mulțimi? Din istoria matematicii. Să știți că grecii nu știau ce e zero. Zero a fost o invenție babiloniană pentru nimic. Grecii și pe unul l-au acceptat greu. De ce? Pentru că în filozofia grecească, la un moment dat, dacă știți că la chimie, m-ați spus încă chimie, grecii au presupus, au inventat atomul. Atomul fiind un element din care e formată materia. Și așa cum materia este formată din atom, din elemente de bază care, de atomul pentru ei nu exista, era doar o noțiune din care e formată materia. Așa l-au gândit și pe unul. Unul să fie un număr din care sunt formate celelalte numere. De asta, dacă vreți voi, numerele prime încep de la 2. 1 nu era un număr prim. 1 era un număr din care forma celelalte elemente. Totuși l-au acceptat în final pe 1. Dar greu, pentru dacă debea l-au acceptat pe 1, pe 0, dragilor, nici nu îl concepeau. Cum adică să notezi? Păi 0 e nimic. Nimicul nu există. De ce să notez nimicul cu zero? Deci, însăși, a nota nimicul cu zero era... Deci, ideea este că pentru ei primul număr undeva a putut să fie doar 1. Asta scriptura. Nu facem să facem pe aici. Cam asta a fost filozofia greacă. De asta noi avem mulțimea naturale cu steluță, care începe la 1. Pentru greci nu există numărul 0 și mulțimea naturală e și cu 0, care am notat cu el, în care 0, această invenție antică a nimicului, a fost introdus, dar a fost adus din, v-am zis, din filozofie indiană, babiloniană, nu știu dacă 0 l-a inventat babilonii sau indieni. Cu ele măsuram ce? Măsuram o pâine, două pâini, trei pâini, măsurat cantități întregi. După aceea, în clasa 5, ați văzut că undeva am nevoie să măsor și cantitățile care nu sunt numere întregi. Adică cu virgulă, trebuie să mai măsor nu numai două pâini, trebuie să mai măsor și două pâini și jumătate, da? Nu ajung numai 3 kg, 3 kg și un sfert, adică mai apar și bucățile acestea care trebuie măsurate. Atunci a apărut o altă mulțime, mulțimea numelor raționale. Ca idee era o mulțime în care numerele erau scrise fie cu virgulă, fie cu linie de fracție,
mulțime în care, ca definiție, ar fi orice, dar nu numai tot ce este neapărat scris ca APB, orice poate fi scris ca APB. Deci, poate să fie scris fix ca 2 pe 3 sau ce se mai ascunde și în spatele 2 pe 3, adică poate fi și 0,36. Da? Uneori e transformarea prin într-o fracție. Și atunci, ziceam, mulțimea non-rațională este mulțimea fracțiilor echivalente cu APB, unde A și B erau numere naturale, dar acum o să vedem că o să fie și alte de numere, B diferit de 0. Și zicem noi A și B prime între ele. Da? Adică orice poate fi scris ca fracție reductibilă. Orice poate fi scris ca fracție reductibilă se ducea într-o mulțime separată, în mulțimea non-rațională. Prima chestiune este că numele naturale sunt raționale? Da. De exemplu, 2 ca număr natural este fracție? Da. Da. Cât este ca fracție? 2 pe 1. 2 pe 1. Sau dacă e să scriu ca număr zecimal, vine 2,0. Da. Deci atunci niște numere, practic, care... Numerele naturale sunt numere care pot deveni ca numere raționale, da? Și atunci, mulțimea numărilor naturale, noi am făcut, aduceți aminte de la mulțimi, când o mulțime A este inclusă într-o mulțime B, inclusă sau egală. Aduceți aminte ce înseamnă că A e inclusă în B? Da. Toate când se găsește toate numele din A și în B. Așa. A este... Ziceam, definiție. Observație. Dacă vorbim în termen de incluziune, o zicem observație, o mulțime A este o submulțime A lui B dacă toate elementele lui A sunt și elemente ale mulțimii B. Și zicem noi că A era inclus în B, da? De exemplu, dacă A era mulțimea elementelor de forma 1, 2 și 3, B mulțimea elementelor de forma 1, 2, 3, 4, da? Se vede că orice element din A este inclus și mulțimea B. Avem că A inclus în B. Însă, ceea ce este foarte important, că până acum avem două mulțimi, avem pe N și Q, orice număr natural, este număr rațional. Da? Și zicem, orice număr natural, este un număr rațional. De ce? Pentru că eu dacă iau un număr natural, să zicem N, da? În momentul ăsta pe N eu cum o scriu ca fracție? Îl scriu ca N supra 1. Da? Deci numărul natural N ca fracție scrie ca N supra 1. Da? Deci, practic, iată elementele de bază ale numerelor naturale și ale numerelor raționale. Cu alte cuvinte, una din relațiile mari de bază este că ea este inclusă sau egală cu Q. Acum vă trebuie o problemă. Ce ziceți voi? Există numere raționale care nu sunt naturale?
Avem și invers, orice număr rațional este natural? Da. Nu știu. Ia ziceți. Fracții care sunt fie numere naturale. Avem? 7 pe 3, de exemplu. E număr natural? Da. Pe 7 împărțit la 3? Da. Nu? Pentru că nu 7 nu sunt. 6 pe 3 e număr natural. 6 pe 3, cât face? E 2. Dar 7 pe 3, dacă este să mă gândesc la asta și cantitate, el vine 2 întregi și ceva. Vine 2 întregi și 8, 3. Deci, eu 7 pe 3 ca fracție. După aia, nu mai este număr natural. El vine 2 întregi și încă puțin, încă o bucățică. Da? Nu e fix 7 împărțit la 3. Da? Și atunci, ia să facem exemple. Ia fiți atenți. Păi, să se afle X, să se afle X număr natural, astfel încât 6 supra X să iasă tot număr natural. 6 pe 1, 6 pe 2, 6 pe 3. Păi 6 pe x, dacă e număr natural, atunci eu pot să scriu cât? Zi-mi, 6 pe... 6 pe 1, 6 pe 2, 6 pe 3 și... 6 pe 6. Adică, ce nu-i așezatul anumitor aici? Ce sunt aceștia? Numitori. Chiar? Divizorii? A, divizorii de 6. Chiar divizorul e 6. Adică eu dacă vreau să ies cu 6 pe x să fie număr natural, înseamnă că eu trebuie să mă duc cu x pe divizorul e 6. Da? Și atunci, ia să scriem această observație, foarte importantă. Nu știu dacă i-ați dat importanță până acum. Când o fracție asupra b, când asupra b e număr natural? Când parte. Cine? A la b, nu? Da. Adică, exact, când se împarte A la B, sau altfel zis, când numitorul divide numărătorul. Deci echivalentul cu B îl divide pe A. Deci, o relație care am nevoie să o țineți minte. O fracție A supra B e număr natural, dacă și numai dacă B îl divide pe A. Da? Bun. Adică, altfel zis, alt exemplu. 8 supra x e număr natural, nu? Dacă și numai dacă x îl divide pe 8. Deci atât cum pot să scot o dată. 8 supra x e număr natural, dacă și numai dacă x îl divide pe 8. Adică x aparține divizorului 8, da? Adică x aparține mulțimii 1, 2, 4 și 8. Deci iată când 8 supra x este număr natural. X să fie divizorului 8, adică x aparține mulțimii 8. 1, 2, 4, 8, da? Adică... Poate să fie 8 pe 1, poate să fie 8 pe 2, 8 pe 4 și 8 pe 8. Da. Că nu sunt partizat. Trebuie să-mi partizat. Bine. Până aici aveți întrebări? Și pe ecran, da? Bun. Problema e că atunci când începem să măsurăm, că noi am inventat aceste numere din măsurător. De exemplu, aveam un număr 30. Ei mă foloseau, de exemplu, cu numărul 30 am început să măsur. 30 de kilograme de vat, nu? 30 de metri în lungime. Dar, de exemplu, trebuia să măsor cu 30. 30 de metri, de exemplu, deasupra nivelului mării. Și sub. Trebuia să măsor 30 de metri sub mare. Dar e altfel de 30. Mai pozitiv și... Trebuie să măsor 30 de grade vat. Da, trebuie să măsoară și 30 de
grade. Ia, mii de apă de 30, numărul ăsta 30. A trebuit să măsor diverse cantități cu el. Trebuia să măsor 30 de bani, 30 de lei care îi dau datorie. Trebuia să-mi primesc 30 de lei de la cineva. Atunci, numărul ăsta 30 a început să capete un număr natural, a început să capete două semnificații. Trebuia să fie niște bani care îi dădeam, trebuia să fie bani care îi luam. Trebuia să măsor anii dinainte de Hristos și anii după Hristos. Trebuia să măsor adâncimile, dar trebuia să măsor și înălțimile. Și atunci, pornind de la numerele naturale, care au trebuit să facă diverse lucruri, a trebuit să inventez niște numere, alte de numere, care trebuia să măsoare lucruri diferite. Și trecem la punctul 2 al lecției. Zicem? Da. Am și este rusă. Zice, punctul 2, formarea numelor întregi. Legat de formarea numelor întregi, chiar aici să remarcă, ca observație, pentru a măsura diverse cantități în natură, precum și să dăm exemple de măsurători care necesitau numere naturale diferite. Cum ar veni? Adâncimile, sau înălțimile, față de nivelul mării. Temperaturile pe timp de vară sau de iarnă. Banii datorați sau banii câștigați. Anii înainte sau după Hristos. Pentru a măsura aceste cantități a trebuit pur și simplu ca să dau două semnificații numelor naturale. Au fost folosite numere naturale cu două sensuri. Și atunci când în fața numărului natural trebuie să așez, ca să fac diferențe între, de exemplu, nivelul înălțimilor peste nivelul mării sau nivelul adâncimilor sub mare, nu era suficient numai un număr natural. Și atunci ar trebui să-i dau un semn. Să pun în fața numărului natural
un plus sau un minus. Ca să zic că totuși ar fi niște numere diferite în măsurătorul nostru. Da? Și punând în față semnul plus sau minus, în momentul ăla s-a dus la formarea numerelor întregi. Deci, observație, numerele întregi sunt numere obținute din numerele naturale care primesc în față semnul plus sau minus. Pornind de la numărul natural 30, am format două numere, care le-am zis eu că se vor numi de acum numere întregi. Am format fie numărul plus 30, fie numărul minus 30. Și în momentul ăsta am format două numere diferite. Da? Nu este același număr. El măsoară lucruri diferite. Plus 30 va măsura, de exemplu, temperatura vara. Minus 30 va măsura temperatura iarna. Și aceste numere, care, repet, provin din numerele naturale, doar că având două sensuri diferite, de acum le voi numi numere întregi. Deci, mulțimea aceasta numerelor întregi reprezintă o mulțime formată din mulțimea numerelor naturale, doar că asociind în față semnul plus sau semnul minus. Zicem, observație, mulțimea numerelor întregi se notează cu Z, avea și de asta o notație. Da. Iar această mulțime a numelor întregi, Z, pot să o descriu așa. Ca fiind toate numerele de forma plus minus n, cu proprietatea că n este număr natural. Deci, prin mulțimea numărului 3, voi înțelege orice număr de forma plus minus n, unde n este natural. Acum, să facem câteva observații legate de aceste numere. Vom numi întreg pozitiv toate numerele întregi care au în față semnul plus. Și zicem, se notează Z și punem aici un plus. Orice mulțimea întregilor pozitivi. Și cu Z și am pus minus mulțimea întregilor negativi. Mulțimea întregilor negativi. Da? Deci notăm cu Z cu plus mulțimea întregilor pozitivi și cu Z cu minus, mulțimea întregilor negativ. Numai că aici avea o mică poveste despre 0. 0, v-am zis, a fost acceptat un pic mai târziu. Grecii nu l-au acceptat. Poate în timpurile moderne, dar anticipate matematicienii greci
dacă povesteai de zero, nici la primărie. Dacă trăiați acum 2000 și ceva de ani, cu siguranță ți-ar fi dat, ți-ar fi aruncat și ceva. Foarte greu, foarte greu la orice cap de zero. Da? Matematica grecească nu îl concepea pe numărul ăsta. Totuși, zero o să fie un pic de discuție la zero, suntem un pic atenți la asta. În sensul că zero undeva este gândit și ca număr pozitiv și ca număr negativ, dar din cauza acestei filozofii, că avem două numere, zero este număr natural, în filozofia antropologiană, dar nu este numere, odată avem și filozofia lui zero, care în multe accepțiuni, zero nu este nici pozitiv, nici negativ. Încă mai am manuale, aici voi sunteți la clasa 6, aveți doar două manuale, care zic că zero nu este nici număr pozitiv, nici număr negativ. Păi așa, noi zicem că e mic. Undeva s-a zis despre zero că este element neutru. Totuși, zero îl băgăm în z cu plus. Zero îl băgăm și în z cu minus. Deci nu este nici pozitiv, nici negativ, dar de fapt este și pozitiv și negativ. E o curcătură treabă. Tocmai din faptul că istoria lui zero a fost zero. Da? Noi o să învățăm, de asta pe undeva poate o să mai găsim niște termeni de aștia mai filozofici. Număr nenegativ. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Ne-negativ. Nu e negativ. Nu e negativ. Adică băgându-l și pe zero, ca să nu zică că e pozitiv. Ați înțeles? Deci, apar concepțiile astea. V-am spus că zero a avut o filozofie a lui apar. Și atunci apar niște denumiri de astea. Noi n-am reușit să lămurim povestea, n-am reușit să lămurească istoria matematică. Dar de acum s-o... Noi învățăm o istorie a numerilor în care folosim tot felul de termeni ciudați. Nepozitiv. Da, nu e negativ, dar n-am nepozitiv. Înțelegeți? Deci, n-am văzut până acum să zic că nepozitiv. Dar, în schimb, ne-negativ, chiar o să ar putea să mai găsiți că asta, mergând pe ideea că 0 nu este număr pozitiv. Și au zis ne-negativ ca să-l bage și pe 0. Înțelegeți? Deci, am niște formule de astea de tădoare. Deci, s-ar putea să mai găsiți probleme de genul cu ne-negativ. Dar să reținem așa. Zero, de fapt, este și pozitiv și negativ. Da? Pentru că am să pot să scriu pe plus 0 ca 0 și minus 0 tot ca 0. Undeva 0 este singurul număr, în alte, pentru o filozofie așa mai modernă, 0 este singurul număr și pozitiv și negativ. Da? Și zicem, numărul 0, altă observație, numărul 0 datorită istoriei sale, datorită istoriei sale, nu este nici pozitiv, nici negativ, numindu-se element neutru, chiar la clasă ce v-a zis despre zero? Că-i neutru. Dar atât, nu? Da. Dar de ce? E pozitiv, e negativ, nu e pozitiv, nu e negativ? Nu știu de asta, doar că-i neutru. Așa. Toată lumea? Numindu-se element neutru. Și din cauza asta, chiar o să zicem plus minus 0 că face 0. Da? Dacă la celelalte numere nu am această poveste, plus 2 e diferit de minus 2, în schimb la 0 am faptul că plus minus 0 este 0. De fapt, se poate spune și că 0
este singurul număr întreg simultan pozitiv și negativ. Simultan pozitiv și negativ. Vă au ceva să zic despre zero? Nu am vorbit. N-ați vorbit? N-ați vorbit? Am văzut că ați ajuns la modul. Da. Și am prea vorbit. Păi să zic, era modul, până să folosiți un pic de numele de trei? Opa! S-a strânge. E doi, e doi. Tu doar ce v-ați despre zero? Tot că ne-am auto. Tot atât, dar numai că dar nu ați zis că despre de ce e bai pozitiv, bai negativ, bani pozitiv, bani negativ? Ce vreau să vă propun, ca tema, pe săptămâna viitoare? Să căutați un pic istoria lui Zero. Să vedem pe internet. Să vedem pe internet ce găsim despre Zero. Da? Deci, îmi spuneți fiecare câte o mică poveste despre Zero. Da? Să vedem. Ce se întâmplă cu el în istoria matematicii și de ce zero nostru are o filozofie atât de ciudată? Da? Adică este pozitiv. Deci, vreau răspunsul la întrebare. Este zero? Chiar asta va fi ca temă, da? Temă. Este zero un număr pozitiv sau negativ? Sau numerele ne-negative? Da? Număr ne-negativ. Sunt pozitive? Există numere nepozitive? Există? Nu știu. Păi dacă am numere nenegative, de ce n-aș avea nepozitive? Există numere nepozitive. Ce sunt cu termenii ăștia? Nepozitiv. Nenegativ, o să-l vedeți. Nepozitiv nu l-am văzut. Înțelegeți? Deci nepozitiv n-am văzut, dar nenegativ am văzut. Vreau să-mi explicați și să-mi faceți un mic referat, da, privind numirea asta. Chiar la clasa nouă acum, i-am provocat cu altă chestie, de la clasa 6. Pe a noua, de exemplu, i-am provocat. Să, vă știți că unghiurile se clasifică în ce? În nu sunt laturile și unghiurile. Nu, nu triunghiurile, unghiurile. Unghiurile sunt unghiuri, nule, de 0 de ah. Ascuțite, ascuțite, drepte, opuse și alungite. Și s-au blocat toate la lungite, nu? În clasa nouă vom vedea că există unghiuri și mai mari decât unghiuri alungite. Adică, mai mari de 130 de numai că avem o problemă. Nu ajungem de cătuit. Avem, gândiți-vă așa, rampă la nul, rampă ăsta ascuțit, rampă ăsta drept, ăsta opus, ăsta lungit, dar dacă ești un drept mai jos de alungit, Caci, nu am denumit unde. Că nu e obtus. Sunt negative. Nu. Eu i-am provocat pe cei de-a noua să-mi găsească. Adică, știți ce mi-au găsit? Că alea mai mare de 180 de grade se cheamă unghiuri reflexe. Ar fi ceva de adică reflexa unghiurilor obtuzi? Nu știu. Așa am găsit eu denumire pe internet. Nu avem. E o traducere din engleză. Păi n-ar fi unghiuri obtuzi dacă cumva întoarse cuvântul așa? Există unghiuri cu o măsură mai mare decât cele alungi. Numai că noi nu avem o denumire la el. Ei, așa cum am provocat pe ei de-a noua și mi-au găsit
care vrea și să mă duc. În alte limbi se găsesc unghiuri mai mari decât unghiuri la mușchi. A venit așa. Da, adică sunt unghiuri care vin mai lungite decât cele obtuse. Vin peste unghiuri obtuse. Vine așa și mai jos de. Și cum se măsoară? Cu raportor. Numai că raportorul înainte nu avea numai 180 de grade, avea mai multe, erau raportoare rotunde. 360 de grade. Deci, avea raportoare cu 360 de grade. Adică nu mai erau scrise și așa și așa. Erau și așa, în cer, de la 0 la 360 și așa. Erau și în semice. Deci au cam dispărut raportoarea și îmi pare rău. Toate au rămas până la 180 și ne creează impresia când ne sunt. De ce să nu vedem un pic istoria lui Zeu? E o istorie întreagă a lui Zeu. Căutați-l și citiți un pic despre Zeu acesta. Să văd și eu, data viitoare, ce-mi puteți spune despre istoria lui Zeu. Da, eu am făcut o mică introducere de el, dar sunt sigur că voi o să-mi găsiți lucruri mult mai interesante despre Zeu pe internet. Da? Bun! Domnul? Da? Bravo. Am povestit la faptul că am numere întregi pozitive, am povestit despre faptul că am numere întregi negative. Numere întregi pozitive sunt 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Numerele întregi negative 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Iată întregi pozitivi, iată întregi negativi. Da? Pot la adică să introduc și notații cu Z steluță. Z cu plus și punem aici o steluță. Z steluță plus, da? Atunci cine o să fie Z steluță plus? Ambele? Nu. O scoate 0. Că e steluța scoate pe 0. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Da, de fapt să știți o chestie. Numele astea cu plus, de fapt, ce vor fi? Numele 4, adică. Plus 4 va fi 4. Practic, numele 4. Păi și asta nu ar fi egal cu N? N steluță. N steluță, da. Sigur că. Se face această convenție ca întregi pozitiv să devină la loc numere naturale. Z cu plus este N. Numerele întregi pozitive redevin la loc numere naturale. Pentru că măsura ceea ce măsura și numărul natural. Când ziceam 30 de kilograme de zahăr, undeva erau 30 de kilograme care eu le aveam. Și atunci, dacă eu le aveam, ele sunt la mine, sunt cu plus. E altceva decât acele 30 kg de zahăr care trebuia să le dau la cineva. Deci, e o cantitate care eu o pierdeam. Adică minus 30. Minus 30, că asta se duc la altcineva, deci îi scade la mine. Deci, nu e chiar numărul cu minus, de acum nu trebuie să o vedeți ca operație, ci ca o scriere. Bineînțeles, poate nu apare așa normal și evident, când te duci la magazin și ceri, doamnă, vreau și eu plus 5 kg de cartofi. Pentru că a zice, vreau și eu plus 5 kg de cartofi, s-ar putea ca doamna aia să gândească la o adunare. Dar eu am un buzunar minus 70. Adică... Nu înțelege că de fapt eu am o datorie de 7 lei. Nu sunt bani în buzunar, iar chiar că ai în buzunar 7 lei, dar care se scade din ceva. Nu o să înțeleagă. Numărul cu minus nu înseamnă neapărat acum să vede. Da? Adică de acum chiar trebuie să-l privesc ca un ansamblu. Și întotdeauna numărul întreg, acum să-l vedeți ca un ansamblu. Este un ansamblu format din două elemente. Senul și componenta aceea care este număr natural. Da? Și zicem. Numărul întreg este format este de forma plus minus y. Cele două componente ale numărului întreg vin așa. Semnul
Și componenta naturală. Ei, componenta aceasta naturală, eu am să o denumesc ca modul. Sau o să mai găsiți exerciții în care în loc de modul se mai zice și valoare absolută. Valoare absolută. Practic, e ce rămâne din numărul întreg atunci când dau deoparte semn. Mai are ceva cu valoare absolută la fizic. Da, la fizică. Nu știu fizică. Da, la fizică. Eroare absolută. Așa, eroare. Eroare absolută. Da. Nu știu. Deci eu am valoare absolută sau modul. Ca și notație, se pune întrebare. Modul de plus minus n înseamnă de fapt că dau deoparte semnul plus sau minus și rămâne componenta aceasta n. Deci, ca să înțelegem ce vrea să zică modulul, practic e ce rămâne din numărul întreg dacă dau deoparte semnul. Dar despre definiția modulului vom povesti mai multe data viitoare, la următoarea lecție. Dar, ca exemple, modul de plus 30. Modul de plus 30 va face... Minus 30. Nu, va face 30. E ceea ce rămâne din număr dacă și dau deoparte plusul. Și modul minus 30? Ai, modul de minus 30? Egal cu 30. Tot cu 30. Pentru că eu, practic, asta notez. Notez componenta sa naturală. Este o notație pentru ceea ce rămâne din număr dacă dai deoparte semn. Da? Deci, legat de proprietățile de ceea ce folosim mai multe la modul, data viitoare. Dar, deocamdată, mă interesează să înțelegem modul de plus 30. Ce este opusul unui număr întreg? Ce zice? Punctul 3. Opusul unui număr întreg. Definiție. Prin opusul sau asta e definiția așa. Se numesc numere întregi opuse. Se numesc numere întregi opuse, două numere întregi de forma două numere întregi de forma plus e sau minus e. Deci două numere întregi de forma plus n sau minus n se numesc numere întregi opuse. Da. Plus e, numărul plus e, este opusul lui minus e, respectiv minus e, este opusul lui plus e. Deci atât ceea ce voi înțelege prin numele întregi opuse. Da? Ce pictează tăi acolo? Până aici se înțeleg că știm tot, da? Da. E clar? Este opusul lui plus n. Plus n e opusul lui minus n, respectiv minus n este opusul lui plus n. Mai bine zis, chiar când o să aveți un număr întreg, n, prin n,
opusul său, dacă e să-i faci, va fi minus F. Acum, ce se întâmplă? Plus 2, e clar că va avea opus, are opus, minus 2. Minus 2 are opus plus 2. Dar care va fi opusul opusului plus 2? E tot plus 2. Că e opusul opusului. Da. E tot plus 2, nu? Dar opusul opusului lui minus 2. E minus 2, pentru că e opusul minus 2 plus 2 și după aia și opusul. Exact. Da. Iată de ce, dacă eu vin pe convenții notației, convenția de notație zice așa, ca să spui opusului minus 2, trebuie să le pui în față încă un minus. Deci opusului minus 2 vine minus minus 2. E ca și când, uneori când pui 2 de minus, e ca și când exprimi opusul opusului. Înțelegi? Deci opusului 2 este minus 2 și opusului minus 2 l-ai făcut la loc 2. Dar dacă eu mă gândesc că semnul ăsta minus pe undeva semnifică și opusul, noi putem face și în felul următor. Zicem așa, opusul lui 2 este minus 2, iar opusului lui 2 este minus, paranteză, minus 2. Undeva, minus minus 2 înseamnă la loc plus 2, adică 2. Și gândind în termenii aceștia, prin opusul opusului lui n, înțeleg și minus minus n. Da? Și iată de ce vreau ca să înțelegem și acest minus minus n. Minus minus n, observație, prin minus paranteză minus n, se poate citi și opusului lui el, numărului el. Și atunci eu aș putea să fac o citire tipul opusul opusului. Opusul opusului lui el. Da? Tot. Opusului lui el. Minus minus n, adică opusul opusului lui n, face n. Și iată o relație în care, de fapt, am jucat cu semnul minus. Minus minus n. Minus minus n a ieșit n. Dar acum vă întreb eu. Dar dacă ar fi să fac minus plus n. Păi ăsta minusul gândesc ca opus. Opusul lui n. Lui plus n. Adică minus n. Exact. Deci, opusul lui plus n. Pot să mă gândesc, da? Minusul ăsta capătă și semnificația de opus. Da? Și zicem, tot ca observație, semnul minus poate primi și semnificație de opus. Deci eu prin minus n o să înțeleg și semnificația de opus. O să vedeți că această semnificație de opus contează foarte mult în momentul în care vom vorbi despre definiția minimului. Eu semnul minus are sens să-l privesc în două sensuri. Odată poate fi componenta din fața numelui natural,
A doua oară poate fi sensul de opus. Da? Deci eu prin minus M pot să înțeleg și numărul negativ minus M, întregrege, dar poate să fie și opusul lui M. Această dublă semnificație a semnului minus, o să vedeți că voi construi definiții foarte interesante. Da? Cam asta ar fi de povestit în această